Procurorii au finalizat urmărirea penală în cadrul unui dosar numit generic Frauda bancară și urmează să-l transmită în judecată. În acest dosar este vizat administratorul special al Unibank, care în anul 2015 ar fi contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 de milioane de lei, mijloace bănești din contul garanțiilor de stat. Potrivit procurorilor, inculpatul deținea o funcție de conducere în Banca Națională a Moldovei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Pentru perioada 2014-2015, el a fost delegat în calitate de administrator special la Unibank. În vederea redresării situației financiare precare create în această instituție drept consecință a fraudei bancare, administratorul special urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile de părinților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani. Despre aceste aspecte, administratorul urma să informeze Comisia Specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat. Procurorii au constatat că administratorul special al Unibank a ignorat cerințele impuse și a tăinuit intenționat în comunicarea sa cu membrii Comisiei Speciale, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane de lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente care erau blocate provin atât de la persoane afiliate băncii cât și din frauda bancară de la banca de economii. Deoarece membrii Comisiei Speciale au fost induși în eroare, aceștia i-au permis administratorului special al Unibank de blocarea conturilor, pentru că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din Contul garanțiilor garantate de stat, administratorul special al Unibank se află acum sub control judiciar.